de multe ori oamenii întreabă, bă, da, voi ce faceți când uitați textul? Și răspunsul simplu este, bă, improvizăm în principiu. De obicei greșesc. Dar cât unii au ieșit din scenă, alții au leșinat, alții pur și simplu n-au făcut nimic. Băi, și am ajuns aici și te-am întrebat care a fost la tine lapsusul ăla, blanco ăla, da, cel mai nasol. Da, a fost în Bulețovă Lipscani, pe care spectacolul ăsta noi îl jucăm de 7 ani sau îl jucam atunci, în momentul blancului, în seara cu blancul, îl jucam de 7 ani lejer, adică peste 200 de spectacole. Știați fiecare momentel? Normal, fiecare prin cuvițel. Țară, prin toate colțurile. Da. Prin 1000 de baruri și teatre și nu exista greșeală, n-a fost niciodată o greșeală. Și în seara aia, Iisus cel Sfânt mi-a luat mințile. Da, unde? La Godot erați? La Godot. Acasă, mișto, da, și asta cu Blancu, că bă, dacă mai ești pe scenă, într-un teatru de stat sau așa, ai un suflor sau... Da. Mai e un coleg prin culise care poate îți... Te poate ajuta în vreun fel sau altul, dar aici eram și la momentul din spectacol, momentul papei, eram papa, printre oameni, printre mese. Cine dracu să te ajute? Și a zis Dan, deci textul e Sfinția ta, numele de Claire Rosenzweig, îți spune ceva? Bineînțeles, e la departamentul de științe la Bryn Mawr. Bryn Mawr zici? Da, da, Bryn Mawr. Mulțumesc, pentru ce? Pentru nimic, ha. Deci ăsta e textul. Asta-i textul. Bun. Și Dan a zis, Sfinția ta, numele de Claire Rosenzweig, îți spune ceva? Nu. Și asta mi s-a părut odios, că eu mi-am dat seama că am avut blank când Dan a zis, poftim? Și nu că am zis eu. Că ai zis tu, ai zis nu că așa... Probabil ai văzut panica așa, din ochii lui. I-a căzut fața complet și a zis, poftim? Nu. Numele de Claire Rosenzweig nu-ți spune nimic? Nu. Mamă. Și a început o mizerie de aia. Dar ce predă Sfinția ta? Ce, unde e ea? La ceva universitate? Și ce predă acolo? Geografie? Nu. Matematică? Nu. Științe. Aia e, științe. Și am mers peste. Dar sunt secundele alea, mă, frate, de negru total, când pentru din afară probabil sunt 5-6 secunde și dinăuntru simți că ai murit 3-4 ani, da. Ceva în tine s-a dus și nu o să mai vină înapoi niciodată. Bucata aia s-a desprins de tine în momentul ăla. Dar ai mai pățit chestia de asta? Nu prea. Eu nu țin minte atât de grave ca asta. Să zică omul, îți zice ceva? Nu. Nu, omule. Nu, așa de grave nu. Dar vă făceați cioace, pentru că era un spectacol pe care, na, îl știați pe de rost, vă făceați tot felul de glume, de cioace, de șmecherii? Nu prea. Eu niciodată n-am fost adeptul glumițelor. Însă, ăștia, pe la Cassandra, în anul 4... Pe vremuri, în anul... Pe vremea mea! E, uite, vezi? În sfârșit, mă, ajungeți la vorba mea, mă, băieți. Nu, dar chiar pe vremea noastră, că pe vremea noastră era chestia asta cu anul 4, se făceau 4 ani de facultate și anul 4 aveam Cassandra, aveam blocul ăsta. La fel, scuză-mă, pentru cine nu știe, Cassandra era un spațiu absolut superb, undeva în centru vechi, care, din păcate, nu mai există, sau, mă rog, e vai de capul lui. A fost club de vreo 2 ore a fost club. Da, și acolo se crease o atmosferă și o energie foarte faină și oamenii știau că în fiecare an îi pot urmări pe oamenii viitorii actori, dar pe cei care termină. Era și... examenul vostru de diplomă, de licență, da. De scenografie, de coregrafie. Și ei își făceau acolo.
Se făceau mizerii. Se făceau. Eu n-am prins, nu că n-am prins, nu mi-a făcut nimeni niciodată asta, că probabil nici nu le gustam, nici nu făceam nimănui. Da. Adică dacă se întâmplă un accident în scenă, sunt nu că dispus. Îl rezolv că, frate, te văd oamenii, hai să rezolvăm chestia asta. Dar să, din adins să fac cuiva o mizerie de asta, nu. Dar colegii își puneau cafea, sare de lămâie în cafea, nisip în cafea. Da. Asta nu-mi plac. Păi, nici mie. Adică astea sunt... noi ne făceam prostii din asta pe scenă, dar știi cum noi pregăteam 2-3 spectacole pe an și le jucam de 30-40 de ori cât un spectacol. Și atunci, normal că ți intra, era multă improvizație și atunci ți intra și primele 10, să zic, erau să fii atent, să nu greșești gluma, să știi, să o pregătești, să o spui cum trebuie, dar după aia intrai în ritm și îți făcea plăcere să-l vezi pe unul cum îl pui în încurcătură și schimbai puțin replica, îi dădeai alt răspuns și atunci trebuia și ăla să improvizeze ca să ajungi undeva și era tot timpul foarte creativ, dar este cu totul alt spectacol ce făceam față de ce spectacole de teatru aveți voi, adică la Bullets, de exemplu, că revenim la spectacolul ăsta, e nu prea poți să schimbi replicile cum vrei ca să fie la fel. Nu adică nu. Decât dacă, doar dacă faci, le uiți. Doar dacă le uiți sau dacă vrei să scrii altceva. O altă piesă, da. Da, ăștia își făceau, știu că... Da, asta auzisem, cu cafeaua, cu sare neam, mi se pare... Auzisem povestea asta că și... nu mai știu cui. Trebuia, care actor, trebuia să treacă dintr-o parte în cealaltă a scenei și avea o machetă de asta, o bisericuță de lemn. Și alerga, ieșea dintr-o parte a scenei, se ducea în cealaltă, alergând, fugind și în ritm alerg și vorbind. Și au legat nenorociții cu tot așa, cu nadă de pe spirit și pe la jumătatea scenei a făcut din mână, i-a zburat căsuța direct. Asta e frumos. Asta desene animate. Asta e desene animat, da. Dacă eram în sală, probabil că aș fi leșinat. Da. Dar dinăuntru nu mai e. Eu v-am mai zis și data trecută, dar o zic și acum, mai ales pentru oamenii care ne ascultă. E una dintre preferatele mele, la un moment dat tot așa, nu știu ce spectacol, nu știu dacă au vrut să îi facă o glumă sau chiar a fost un accident. Cert este că la un moment dat, cred că era un Shakespeare ceva, o chestie oricum puternică, adică grea. Și trebuia cineva, un personaj să-l omoare pe altul cu un cuțit. Și i-au ascuns cuțitul sau a fost un accident și mașinistul nu a pus cuțitul, nu mai știu. Cert este că la moment omul care trebuia să facă acțiunea nu a avut obiectul în cauză. Și atunci el a improvizat, dar n-a improvizat el foarte bine și pur și simplu a dat un șut în fund. Atât a putut omul. Deci a dat un șut în fund, probabil cu l-a omorât. Cu latul așa, nici nu cred că i-a dat cu șpițul, știi? Cred că i-a dat așa cu latul, ca la o pasă în curtea școlii. Iar colegul lui care a primit șutul în fund a căzut pe spate. Nu, a zis pantoful era otrăvit. Și a căzut. Păi sunt grave, adică, grave astea. Da. Dar mi-am adus aminte de asta, de la povestea ta, mi-a fugit gândul la... Aveam... Bine, nu sunt farse, dar accidente și replici uitate și bâlbe. Bâlbe, da. Frate, făceam Eugen Ghemant, care am făcut... regizorul spectacolului Bulețovă-Lipscani. Bulețovă-Lipscani. Da? Am făcut un spectacol acum câțiva ani la Târgoviște, 10 negri mititei. Agata Christie. Uh-huh. Și foarte mișto spectacol, foarte mișto. Și într-un spectacol, într-o seară, Antonia rămânea tensiune. Toți oamenii morți, spânzurați, otrăviți, înjunghiați, nenorocire. Tăiai tensiunea cu cuțitul și Antonia cu pistolul către Mircea îi zice... Dacă mai faci un pact, te împuc.
Sărut mâna, la revedere. Trageți, trageți cortina, nu mai are sens. Mai sunt 20 de minute de spectacol, dar gata. Nu mai contează. Și sala cum a reacționat? Se rupe de la mijloc. Băi. Și să, dacă mai faci un pac, te împuc. Du-te, mă. Băi, îți dai seama că toată tensiunea aia creată, exact ca la stand-up, la urmă, numai că, adică mecanismul e același până la urmă, știi? Că la stand-up tu trebuie să acumulezi niște tensiune și după aia printr-o glumă trebuie să o eliberezi. Și atunci omul râde pentru că ai creat tensiunea, da, da, da. Și după aia bam, ai dat panciu. Aici dai seama. Scopul era ca tensiunea aia să rămână, nu era să o spargă cineva. Da, și... da, e... Oricum spectacolul era făcut în, de așa natură încât nu erau și multe momente amuzante, nu era un capăt de țară că a fost că a avut loc bâlba asta, dar îți zic, noi din culise am fost hai mă acasă. Și Mircea mi-am adus iarăși și Mircea citea poezia aia, știi că pe la începutul spectacolului, n-aș ști să ți-o zic acum că era cu 12 ani spectacolul. Dar 9 dintre ei au nu știu ce și au rămas doar 8 negri, da, 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 da. Unul a făcut ce nu știu ce și au rămas doar 7. Și citea poezia asta pe un șemineu acolo, citea Mircea poezia și zicea, a zis în, nu știu dacă în aceeași seară, de zi, un indiciu, 10 negri mititei, un indiciu, asta e. 10 negri micicei. Micicei. Băi, nana, abia început spectacolul și ne faci asta. Da, bă, că tu trebuie să creezi acolo tensiune, e o chestie serioasă. Eu nu se poate. Și după aia, da. Tu ai pățit, Silviu, din astea? Băi, la noi era comedie ce făceam noi. Deci, noi, deci cum să spun, chiar dacă greșea unul dintre noi sau uita sau avea... Imediat era ciuca bătăilor celor, adică nimeni nu avea grijă de tine, să-l salvăm. Știi cum? Îl ajutai. Așa, ai făcut așa, nu? Așa, dar cum ți se pare chestia altă? Și acum, când îți întorcea replica, să-i zici seama că ce bo ai fost că ai spus ceva. Sau un coleg de-al meu care pur și simplu spunea gluma, o explica. Nu știu ce o fi fost în capul lui în ziua aia când îi se puneau întrebări și îl spunea, da, și am fost acolo și am făcut. Deci nu era nicio glumă în ceea ce spunea. Băi, frate, zic, ce cu tine, mă scoteți-l din priză, vorba ta, știi? Deci se întâmplă chestiile astea, dar fiind comedie, nu era o dramă, nu era nimic să construiești ceva destructiv, mamă, și să fii acolo toate tenebrele lumii adunate. La noi era... un mișto, mișto în primul rând de noi. Și atunci asta a ajutat pentru că publicul își dădea seama că probabil tu ai greșit, oricum e, habar n-aveau ce aveam noi de spus. Doar noi știam ce avem de spus. Dar faptul că vedeau că ne râdem unii de alții, era pentru ei, bă, ce nu pricepeau ei exact de ce râdem, dar era... Eu aveam grijă la un moment dat de ce se râdeau colegii de mine, mie mi se spunea panicosul. Pentru că eram tot timpul, aveam grijă să fie toate în culise, să fie cuțitul, să fie aia, să pornească proiectorul, mașina de fum, să intre ceea formația. Ce noi numim harnic. Un băiat harnic, exact, un băiat harnic. Și îl spunea, Petcu, să-ți ducă Petcu acolo, nu știu ce să fac. Păi și eram undeva la Mamaia, la Costinești, aveam la spectacol la Teatru de Vară, nu știu, era deosebit de cald. Și toate instalațiile alea care la final trebuia să avem, să proiectăm un cântec pe final, la care ne prezentam noi. Era ceva foarte frumos, nu era nimic comic, ci era doar o chestie de respect pentru public și pentru noi. Păi și nu pleca răhatul ăla. Aveam o telecomandă, eram în scenă și cu telecomanda trebuia să-i dau drumul ăla. Făcusem asta de 50, 60, 70 de ori, adică n-avea de ce să nu meargă, tot era în priză, tot verificasem, cred că de 100 de ori în ziua. Bateriile erau în telecomandă. Tot. Dar din cauza căldurii se încinseseră niște circuite pe acolo, nu știu ce, nu pleca lampa aia, că era o lampă care trebuia să proiecteze, băi, pe dita mai ecranul, aveam un ecran cât toată scena. Am mai făcut ceva, eu eram panicat, eram disperat, aia râdeau cu lacrimi, băi, zic, puteți de bun, nu pot să dau drumul la final. Am mai cântat formația, nu știu ce, pe acolo, am scos toate din priză, le-am pus la loc și a funcționat. Deci două minute a durat cât să se domolească, dar panică... Stai inima un pic.
Eu eram eram așa, cu sufletul la spectacol, și lasă, să nu se întâmple, să fie totul perfect, să fie țâță de mățu căcat, nu am mers nimic. Da, și apropo de chestia asta cu să fie totul perfect, tot la un spectacol de-al lui Eugen, Vițelul de Aur, îl jucam la Arcub. Și Tudor Prodan, scenograf, făcuse o chestie foarte mișto de... V-am mai zis-o pe asta cu, nu, cu mașinăria? Nu. Făcuse o mașinărie, se făcea mașină de curse, mașină, vagon de tren, cas, nu mai știu, o grămadă de... A, o desfăceați voi. Scoteam o roată, puneam un volan, un capac, se făcea, o întorceai nu știu cum, o făceam birou, de... Super, 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 super mișto ce făcuse Tudor. Ei, și noi se făcea heblu în timpul spectacolului, se făcea heblu, se închideau luminile, rămânea doar un albastru de mic, mic, mic de control, cât să vedem, să scoatem roata, să punem o stea, și mă uit, s-a terminat o scenă și mă uit în jur și eram singur. Mizeriile de colegi. Nu mai erau nicăieri, nu era nimeni, am rămas singur. Zic, băi! Și mă uit și undeva în culise, frate, era Iacoban, care era așa. Și mă duc la el așa și fac, băi, vine pula mea încoace. Și el face, nu știu ce trebuie să fac.